În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De ce îmi spui bun? Căci unul singur Dumnezeu este bun. Iubiți credincioși, astăzi, într-o vreme atât de însorită, ne-au rânduit Sfinții Părinți a ne apropia de înțelesul bogăției. Este foarte greu să vorbesc despre acest termen, fără să ai conștiința că oricând poți să cazi în demagogie. De unde știi cât ești de bogat sau cât ești de sărac? Ei bine, Sfântul Evanghelist Luca ne spune că într-una din zile, Mântuitorul mergea prin cetate și s-a apropiat de el un învățător de lege, un tânăr, dar deja înțelept, credea el, care l-a întrebat zicând: învățătorule, ce să fac? Învățătorule bun, ce să fac să moștenesc viața cea de veci? Și Mântuitorul s-a uitat la el și l-a întrebat zicând: de ce îmi spui bun, căci numai unul singur Dumnezeu este bun? Ce este scris în lege? Cum citești? Să nu fii destrânat, să nu fii mărturie mincinoasă, să iubești tatăl și pe mama ta. Și acesta a spus: dar toate acestea le-am păzit din pruncie. Și Mântuitorul, apropiindu-se de el, cu blândețe a spus: un singur lucru trebuie, vinde tot în partea săracilor și vino și urmează mie. Și în momentul acela tânărul s-a întristat, căci era bogat foarte și a plecat. În urma lui, Mântuitorul a făcut o constatare: cât de greu va intra un om bogat în împărăția cerurilor. Mai greu, mai ușor este căminei să treacă prin de acului decât unui bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Oarecum speriați, ucenicii l-au întrebat: dar, Doamne, cine poate să se mântuiască? Și Mântuitorul le-a răspuns zicând: ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Iubiți credincioși, spuneam că este foarte greu să vorbești despre bogăție. Este foarte greu să faci comparații, pentru că ceea ce este mult pentru unul este puțin pentru altul și invers. Și astăzi, totuși, vreau să poposesc câteva clipe asupra înțelesului bogăției. Credeți oare că Dumnezeu ne vrea săraci? Nici de cum. Dumnezeu ne vrea bogați. Și să știți că oricât de bogat era tânărul acela, Dumnezeu îl vroia mai bogat, decât că bogăția trebuia să se acumuleze într-un fel. Un tânăr bogat nu poate să fie un bogat prin sine. Dacă este tânăr, cu siguranță că bogăția nu se poate acumula așa de la copilărie până la adolescență. Și înseamnă că acea bogăție avea o cauză sigură. Era vreo moștenire, altfel n-avea cum la tinerețe să fie bogat. Și totuși Dumnezeu îl voia cu adevărat bogat. M-am gândit astăzi să vă spun care este diferența între a avea bogății și a fi bogat. Adică diferența între a avea și a fi. Și am să vă spun un singur lucru. Omul acela avea bogății, dar s-a dovedit a nu fi bogat. Și când avem talent și nu-i folosim, îi avem, dar nu suntem bogați de talent. Dacă avem înțelepciune, adică am învățat, ne-am folosit tot ceea ce înseamnă instrucție, am fost pe la școli, mai este mult până când să fim înțelepți. Avem înțelepciune, dar trebuie să lucrăm noi să fim înțelepți. Poate că suntem milostivi, dar mai avem foarte mult să lucrăm ca să fim milostivi. Avem milostenie, dar nu suntem încă milostivi. Poate că nu înțelegeți și am să vă spun. Într-o zi vin la mine doi tineri și îmi spun: părinte, vrem să facem și noi o faptă bună. E un lucru minunat, trebuie aplaudat. Ia spuneți-mi. Și avem, ce ne iertați, un boschetar în casa scării și stă de vreo 2-3 luni. N-are unde să doarmă, n-are ce să mănânce. Și m-am gândit: văd, dar ce grijulii sunt tinerii aceștia. Da, și ce vreți să faceți? Nu i-ați dat de mâncare? Deci am vrea noi să faceți un apel. Poate e cineva pe aici care poate să-l găzduiască.
Ce vroiau ei de fapt? Milă aveau, dar nu erau milostivi. Vreau numai să scape de acel om cu care se întâlneau probabil în fiecare dimineață și probabil care toată noaptea făcea și ceva mizerie prin scara blocului. Vedeți cât de anevoios este drumul de la a avea milă și a fi milostiv. Să mergem mai departe. Poate că avem smerenie, dar suntem smeriți? A, avem smerenie atunci când trebuie să răspundem așa, protocolar, când cineva este în fața noastră și vrem să-i dăm locul, dar ferească Dumnezeu să vină cineva și să ne dea la o parte, pentru că imediat am sărit. Înseamnă că de la a avea smerenie și până la a fi smerit este foarte mult de mers. Se spune că odată o comunitate și-a instituit grija de a da o medalie celui mai smerit dintre cei care erau acolo înțelepți cetății. Și după câteva luni bune de pregătire și de alegere cine să fie cel mai smerit și cine merită acea medalie, au găsit, i-au oferit medalia, dar a trebuit să o ia a doua zi, pentru că o purtase. Fraților, este foarte mult de mers de la a avea la a fi. Astăzi suntem chemați să înțelegem ce înseamnă a avea. În drum spre dumneavoastră, în avion, am fost foarte surprins să aflu că printre recomandările pe care mi le fac stewardii, există una pe care, e drept să vă spun, ori n-am fost eu atent altă dată, dar acum am auzit-o prima dată. Atunci, în caz de depresurizare, în caz de pericol, nu vă luați niciun bagaj. Este foarte bună această recomandare. Dar nu numai pentru mersul în avion, ci pentru toată viața noastră. Să știm că bagajul este la noi. Viața noastră este bagajul nostru, adevărat. Să știți că de multe ori m-am gândit care este valoarea omului, ca să ajungem la bogăție, de să avem ceva valori. Valoarea omului, am constatat că poate fi definită într-un singur fel. Pentru mine, cel puțin, valoarea omului este ceea ce nu poate să-ți fure hoțul. Imaginați-vă un zugrav. Care e valoarea unui zugrav? Se spune că zugrăvește, că face, că drege. Da, dar pentru a zugrăvi are nevoie de diverse instrumente. De un trafalet, de o scară și mai departe. Dacă se întâmplă să-i fure hoțul trafaletul, îi ia valoarea lui de zugrav? Nu, poate necăjește puțin că nu mai are cu ce să zugrăvească. Dar valoarea lui nu o poate lua nimeni. Valoarea unui om iubitor de oaspeți nu ia nimeni dacă îi sparge casa și ia frigiderul. Atitudinea de a primi oaspeți este o atitudine atât de profundă încât nu poate să o fure nimeni. Dacă cineva îmi sparge casa, înseamnă că îmi fură căminul? Nu. Decât îmi face oarece mizerie. Să vedem care este granița atât de firavă între ceea ce avem și ceea ce suntem. Dacă vreau să fiu primitor de oaspeți, nu trebuie să am frigiderul plin. Dacă vreau să fiu meseriaș bun, nu trebuie neapărat să am tot felul de instrumente cu care să lucrez. Dacă vreau să am timp, nu e nevoie să-mi pun pe mâna asta 3 ceasuri și pe cealaltă încă 5, pentru că degeaba avem ceas dacă nu avem timp, degeaba avem pat dacă nu avem somn și degeaba avem casă dacă nu avem cămin. Aici este valoarea. Și Dumnezeu îl vroia pe omul acela, pe tânăr, bogat. El credea că este bogat. Nu! El avea bogății. Avea. Și trebuia neapărat ca să ajungă la a fi, să scape de a avea. De-aia a spus Dumnezeu, du-te și vinde și împarte săracilor. Nu pentru a-l sărăci pe el, ci pentru a ajunge de la a avea la a fi. De la a avea bogății la a fi bogat. Așa ne așteaptă și pe noi Dumnezeu. Dar nu numai Dumnezeu ne așteaptă să fim bogați.
Când am început eu casa de construit pe malul mării, acum vreo 10 ani, m-am dus la o bancă și nu m-a băgat nimeni în seamă. Și a zis, părinte, nu vă supărați la atât de la universitate și aveți un salariu pe care nu putem să luăm în calcul. De la parohie nici atât, nu putem să vă dăm mare lucru. Zic, da, fraților, dar eu pot să vă întorc rata lunară. Și atunci directorul băncii, care îmi era fiul duhovnicesc, m-a luat de față și mi-a zis, părinte, haideți să vă spun ceva, poate nu știți, banca nu are nevoie de oameni săraci. Și zic, da, dar eu am crezut că targetul vostru sunt cei care au nevoie de voi. Zice, da, dar noi nu avem nevoie de toți. Și atunci a trebuit să fac diverse artificii. Vă mărturisesc cu fața mea și a celor care mă ascultă. Și salariul meu a putut să arate altfel prin anumite intervenții. Dar n-am să uit niciodată o realitate. Banca nu are nevoie de oameni săraci. Să știți că nici societatea nu are nevoie de oameni săraci. De noi să fim săraci atunci când plătim impozite. Societatea are nevoie de noi să fim săraci atunci când este nevoie să ne mulțumim cu puțin. Când, dacă ne arunc așa un covrig o dată la lună, să spunem, aoleu, ce bine e, și stăm întotdeauna cu ochii la mâna care ne-a întins covrigul. Eventual va pune mâna și pe ștampilă și așa mai departe. Trebuie să știm că, de fapt, între a avea și a fi, se balancează tot înțelesul și rostul vieții noastre. Dacă vom ști măcar de acum înainte că Dumnezeu, Fiul Său, prin faptul că a recomandat tânărului bogat să-și vândă averile, nu a făcut-o ca să-l sărăcească pe om, ci tocmai pentru a-l îmbogăți, atunci vom înțelege ce înseamnă să fii și ce înseamnă să ai. Ne mulțumim poate la un anumit nivel cu a avea. Adică să avem și paia și paia. Românul cel puțin are o vorbă. Când are acasă două lucruri și vede o ofertă pentru același lucru, zice, o iau. De ce? Să fie. Să fie. Da, să fie acel lucru, dar nu să fiu. Dacă omul ar lua ceva ca să fie el, s-ar întâmpla un lucru frumos. Acum nu știu cum e obiceiul cu la dumneavoastră, la noi când se deschide cât un hipermarket, oferta este la tigăi, nu știu acum, în altă parte, dar vă spun ce e la românica noastră. Și e o ofertă și toată lumea se îmbunzește să ia câte 5-6. De ce, domne? Asta fie, că era la ofertă. Da, dar dacă măcar le-ar folosi să spună, domne, eu trebuie să iau mai multe tigăi, pentru că e direct proporțional cu numărul de tigăi, numărul de oaspeți care pot să-l primesc. E, asta e altceva. Altceva l-aș adăsa și eu pe omul ăsta și a 10, nu 5 tigăi. Trebuie să fim foarte atenți. Ce avem pe lângă noi și ne reprezintă? Ce avem pe lângă noi și, într-adevăr, ne face folos. Eu am mai spus și noiașilor care mă ascultau și le cer îngăduința să mai asculte încă o dată. Eu însumi încerc de ani de zile și vă spun că n-am ajuns încă să rezolv problema, ca atunci când nu mai trebuie cât un lucru, să-l pun într-un loc și să știu de el când o să am nevoie. Am constatat că dacă în două sezoane, adică 6 luni, n-ai nevoie de un lucru, trebuie să-l arunci. Adică să-l dai acolo de unde, de fapt, lipsește. Nu există niciodată lucru în plus. Bogăția unuia este sărăcia altuia. Ceea ce avem noi în plus, cu siguranță lipsește din altă parte. E un echilibru. Și la un moment dat, după ce mi-am făcut casa, mi-au rămas 5, 6, 10 robinete, că așa sunt meșterii. Ia, părinte, ia 10 în loc de 3, ia 7 în loc de 2. Și mi-au rămas diverse și le-am pus într-un loc. Într-o zi am constatat că un robinet curgea, pica așa, plângea pe lângă mine că trebuie să-l schimb. Și zic, nicio problemă, mă duc să-l caut. Păi, dar ce mai era pe unul? Nu l-a găsit. Negăsindu-l, m-am dus la sanitare. Și acolo am fost ispitit de gândul să iau 2, să folosesc unul, să mai rămână unul. Și am zis, o, nebunule, nu e chiar așa. Pentru că dacă ții un lucru în plus, cu siguranță dă Dumnezeu ca să îl folosești. Să știți că să nu fie vreun ceas rău, de când l-am pus acolo, nu mi s-a mai întâmplat nimic. Și mi-am chemat toți fiinii să-și împartă tot ce este pe acolo pe magazie, că eu nu mai am nevoie. Oricum, când e nevoie de ele, nu le găsim niciodată.
Aș vrea să facem un exercițiu împreună. Acum când ajungem acasă, să deschideți primul sertar, cel din hol. Veți găsi acolo niște cremă de pantofi maro și dumneavoastră purtați pantofi negri până la vara cealaltă. Veți găsi acolo o perie de haine pe care n-ați folosit-o niciodată, o altă perie de încălțări de care n-ați mai avut nevoie și tot felul de resturi. Ori bilete de avion de când ați venit prima dată din România, ori cine știe ce. Vreau să vă uitați la fiecare obiect și cu multă sinceritate să constatați de când n-ați mai folosit fiecare lucru ușor. Ce n-ați mai folosit în ultimele 6 luni, vă rog eu frumos să le aruncați. Acelea reprezintă sărăcia dumneavoastră. În sertarul a putea să aibă loc altceva, dar n-are loc din cauza lucrurilor pe care îl ținem acolo. Adică dacă vreți să fiți, trebuie să nu mai aveți. Și nu vreau să vă plictisesc prea tare. Întotdeauna Dumnezeu dă, dar dă într-un anumit sens. Trebuie și noi să dăm mai departe. Un vas în care se ține ceva și numai ei, va strica orice lichid pus acolo. Uitați-vă și la lacuri. Lacurile, dacă nu mai sunt alimentate de o apă, devin bălți. Și balta începe să miroasă la un moment. Trebuie să avem conștiința lacului, să intre pe o parte și să iasă pe cealaltă. Dacă vrem într-adevăr să fim, nu doar să avem. Dar Dumnezeu, să știți că ne dă cât avem noi nevoie. Părintele Arsenie, care trebuie să știți că a fost duhovnicul meu timp de 35 de ani, spunea, de multe ori m-am gândit la Dumnezeu, de ce a îngăduit să numească pe un apostol, pe Ioan, cel mai iubit dintre apostoli. Deci nu putea Dumnezeu să fie atât de inechitabil, încât să numească pe unul că e mai... Înseamnă că nu iubea pe toți la fel. Și ceva, da, îi iubea pe toți la fel. Dar și tata am ajuns la concluzia că Ioan avea nevoie de mai multă iubire. Ca și când noi am stat la rând în fața lui Dumnezeu, cu diverse vase, să ne dea Dumnezeu. Și Ioan avea vasul mai mare. El, în el încăpea mai multă iubire. Și dacă încăpea mai multă iubire, i s-a dat pe cât încăpea. Trebuie să fim foarte atenți. Cât avem noi vasele când cere lui Dumnezeu să ne dea? Dacă avem vasele mari, adică inima largă, cu siguranță că Dumnezeu ne va da. Dacă însă luăm de aici și nu mai ducem nicăieri, cu siguranță că nu putem decât să ne amăgim și numai să avem. Dar de a fi nu mai este loc. Iubiți credincioși, aș vrea să mergem acum în drum către casă cu gândul acesta că Dumnezeu, de altfel, nu l-a certat pe bogat. El a vrut să-l îndrepte. Nu vroia de el să fie ceea ce nu era. Când l-a văzut Dumnezeu pe bogat, și-a dat seama că de el nu era decât verbul a avea. Avea bogății, dar nu era bogat. Asta vrea și Dumnezeu de la noi. Avem familie, avem, dar suntem familiști? Este foarte important. Și este o nuanță ca de la cer la pământ. A avea familie și a fi familie. Este o distanță ca de la cer la pământ dacă avem ceva și dacă suntem ceea ce avem. De aici, Părintele Arsenie zicea, tată, când faci milostenie, să dai din ceea ce ești, nu din ceea ce ai. Pentru că din ceea ce ai, poate să compare unul și altul. Să dai din ceea ce ești, o să ziceți, dar cum adică să dau din ceea ce sunt? Păi ce anume sunt eu? Eu, de exemplu, sunt duhovnic. Cum să dau din mine? Dau din timpul pe care îl am, iau de la familie și dau în partea cealaltă. Dacă ar fi să dau din cele materiale, poate că nici n-aș simți luând din cele materiale și dând mai departe. Dar trebuie să dau ceea ce sunt. Am dat pentru slujba de astăzi o săptămână din viața mea frumos. E bine că am primit mai mult de 10-20 de ani, la câte experiență am primit în mijlocul dumneavoastră,
Dar fără a da din ceea ce sunt, nu puteam să ajung aici. Pentru că dacă mă gândeam să dau din ceea ce sunt, îi dădeam un telefon fratelui Cătălin și îl felicitam pentru botez. Îi dădeam, dar îi dădeam din ceea ce am. Bani de telefon sau așa mai departe. Îi făceam un cadou și gata, îi dădeam. Nu, trebuie să dai ca să fii. Și mă bucur tare mult că am avut acest prilej de a ajunge aici, pentru că aici am putut să constat că pot într-adevăr, din ceea ce am, să încep să fiu. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Așa să vă ajute Dumnezeu.